Nu este suficient să ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci, ceea ce aduce o binecuvântare foarte mare asupra noastră, dar este necesar a insista în rugăciune. Stăm ore întregi pe telefoane, chiar și în biserica comunii, și când vine vorba de Dumnezeu, ce facem? Ne mulțumim cu un simplu salut. Salut, Doamne! Evanghelia pe care tocmai am ascultat-o astăzi ne vorbește despre cât de importantă este rugăciunea insistentă a celor care cred. Și este prezentată o parabolă, o parabolă despre o persoană văduvă care căreia i s-a făcut o nedreptate. Ne amintim, în timpul lui Iisus, persoanele de felul acesta erau neajutorate, erau lipsite de orice fel de ajutor, erau la marginea societății, nu aveau niciun sprijin. Era o mentalitate a timpului, sigur nu se probează astăzi și nici nu e bine să se probeze. Și o astfel de persoană care nu era luată în seamă de nimeni, merge la judecător și îi spune: fă-mi dreptate în față de potrivnicul meu. Vă imaginați ce atitudine arogantă trebuia să fi primit din partea acelei persoane, din partea acelui judecător. Cine vine la mine să-mi ceară dreptate, această femeie care nu se bucură de niciun drept? Și totuși știa că prin insistență va dobândi ceea ce cere. Și a mers de mai multe ori și de mai multe ori și tot a insistat până ce, credeți, până ce acest judecător, care, foarte important aici, nu era frică nici de Dumnezeu și nu avea milă nici față de oameni. Până când acest judecător necredincios și rău, am spune noi, i-a făcut dreptate acestei persoane. Și spune Iisus: dacă acest judecător, care nu avea niciun pic de credință, care i-a făcut totuși dreptate acelei persoane, oare rugăciunea noastră va merge în zadar la Dumnezeu? Cât timp alocăm în fiecare zi pentru a ne ruga? Din 24 de ore, 8 ore somn, restul? E important, iubiți credincioși, să nu ne mulțumim doar cu semnul Sfintei Cruci în ceea ce privește rugăciunea noastră zilnică, ceea ce este foarte important, repet, a ne însemna cu semnul Sfintei Cruci. Dar nu este suficient, ci rugăciunea noastră trebuie să fie o rugăciune când două persoane sunt îndrăgostite una de cealaltă, nu se salută și atât, ci vor să stea de vorbă, vor să vorbească, vor să împărtășească ceea ce au trăit. La fel și noi, atunci când vine vorba de Cel pe care trebuie să-L iubim cel mai mult, când vine vorba de Dumnezeu, trebuie să stăm, să împărtășim experiențele noastre, bucuriile noastre, suferințele, încercările, neînțelegerile pe care le întâlnim în viața de zi cu zi. Avem nevoie de acest dialog de la inimă la inimă, de la inima noastră la inima lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, ascultând această Evanghelie, să ne înflăcărăm și noi de dorința de a sta mai mult cu Domnul în rugăciune personală, dar și în rugăciunea comunitară. A sta mai mult cu Domnul și un mod frumos de a sta cu Domnul față în față este adorația euharistică. Știți că aici în catedrală, în fiecare săptămână, în fiecare joi, înainte de liturghia de 18:30, timp de 45 de minute, este adorație publică, este adorație comună și nu prea văd băncile pline. Apoi, în fiecare zi de luni, miercuri și vineri, între
9 și jumătate, 10 și 17, în capela din criptă, deci de la subsolul catedralei, din nou este adorație euharistică. Fiecare se roagă individual și, de asemenea, în fiecare noapte, de la ora 9, 9 jumătate, 10, până dimineața, când începe Sfânta Liturghie, tot în capela aici este expus Sfântul Sacrament pentru rugăciune, pentru adorația nocturnă. Sigur că trebuie să vorbiți mai întâi ca să vi se deschidă poarta. Așadar, ascultând această Evanghelie, să ne înflăcărăm și noi de dorința de a sta mai mult cu Domnul în rugăciune, fie în rugăciunea personală, fie în rugăciunea comunitară, și să nu obosim în a ne ruga, pentru că rugăciunea ne revigorează sufletul, nu ne obosește. Rugăciunea este ca un izvor de apă care, atunci când l-ai găsit, bei din acel izvor și nu te mai saturi. Adică din nou ți este sete și mai mult și mai mult. Să ne adăpăm din Dumnezeu. Lăudați să fie Iisus Hristos!